Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre cine va câștiga războiul început în Casa Iubirii. După cum ne așteptam, ieri a început războiul dintre Nona și Bianca, cu acuzații de o parte și de alta, cu afirmații grave și tăioase. Cine va câștiga acest război? Probabil cea care va reuși să strângă o alianță mai mare în jurul ei. Momentan aș spune că lucrurile încă nu sunt așezate, probabil toți cei din casă vor trebui să aleagă o tabără sau alta, așa că în perioada următoare vom vedea cine pe cine alege să susțină. Dar după cum o știm pe Bianca, va face ea ceva, le va cânta în strună multora și probabil va avea mai multe fete de partea ei. Pe de altă parte, în casa băieților, îl văd pe Alexandru mai slab decât Patrick, așa că acesta din urmă poate să strângă de partea lui mai mulți băieți. Astfel că în acest moment lucrurile nu sunt așa clare. Dacă este să vorbim de cine are dreptate, aș spune că nici nu contează cine are dreptate și cine greșește, pentru că amândouă au greșit. Una s-a bucurat de protecție în perioada de început a show-ului, când oricine putea fi eliminat, deoarece concurenții noi aveau puține voturi, fiind la început. Apoi, Bianca confundă prietenia cu corectitudinea. Păi dacă tu ca și prieten te-a pus să lovești în cel care zici că ți este prieten, atunci dușmanii lui pentru ce mai sunt? Doar să asiste cum prietenul cel mai bun îl înfundă tot mai mult pe celălalt? Sigur, poți să fii prieten să faci anumite remarci legate de corectitudine, dar în niciun caz așa cum făcea Bianca, aruncând la săgeții Nona una după alta. Orice prietenie când o tratezi așa, în niciun caz nu va rezista pentru că celălalt va izbucni, așa cum a făcut Nona ieri. Cât de cât Bianca a fost mai temperată până de curând când Nona a câștigat cecul, iar de atunci săgețile au fost mai numeroase, mai puțintă și mai ales dureroase. Dar și Nona, de ce a trebuit să aștepte atât ca să reacționeze? A reacționat acum când a văzut că a câștigat cecul și astfel nu mai există un mare risc să fie eliminată, chiar dacă va fi nominalizată spre eliminare. Lucrurile devin mai interesante. Probabil în viitor vom asista la aduceri de lucruri din afară, pentru că sunt convins că amândouă cunosc lucruri mai puțin plăcute una despre cealaltă. Vom trăi și vom vedea. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!